Actorul Alexandru Arșinel a fost audiat ca martor la DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan. Acesta a dat explicații timp de 4 ore despre cum a beneficiat de un transplant de rinichi la clinica doctorului anchetat pentru șpăgi uriașe. Actorul a fost acuzat că ar fi beneficiat de tratament preferențial din partea profesorului Lucan în 2013, când a fost supus unui transplant renal la câteva zile după ce a fost trecut pe lista de așteptare a bolnavilor. Cunoscutul actor Alexandru Arșinel a spus că sentimentele sale față de medicul Lucan nu s-au schimbat și că îi va rămâne recunoscător acestuia. Mai mult, acesta a spus că nu a contat numele său în prioritatea transplantului, ci starea sa gravă de sănătate. Controversatul medic Mihai Lucan a făcut plângere penală la parchetul general împotriva denunțătorului său. Medicul acuzat de delapidare a spus în fața procurorilor că deputatul USR Emanuel Ungureanu a dezvăluit jurnaliștilor informații trunchiate din dosarul său pentru a crea presiune politică și că execută interesele justiției. Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privată fără acte, consumabilele necesare fiind achitate tot de institut. Astfel au fost tratați 159 de pacienți, fiindu-le percepute sume cuprinse între 3.000 și 6.700 de euro pe intervenție.